Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 29 iulie, agresivitatea feroce a leului este echilibrată de politețea și sociabilitatea numărului zilei de naștere. Sarcina ta este să combini armonios toate trăsăturile personalității tale, întâmpinând cu entuziasm provocările vieții, spre deosebire de ceilalți lei, nu ești gata să intri într-o afacere nouă fără să te gândești. Prefer să te gândești cu atenție, să discuți cu cineva și apoi să ai o decizie. Dar chiar și după ce se hotărăște totul, ești predispusă la rezerve și la o revizuire a pozițiilor. Fără niciun efort, determini valoarea potențialului existent, principiile morale și acțiunile specifice, în general tot ceea ce face lumea din jurul tău. În plus, Ești surprinzător de precis în prezicerea rezultatelor diferitelor procese, inclusiv procese destul de complexe, oriunde s-ar întâmpla, dacă ești implicat în lumea afacerilor, politician, în guvern sau structuri militare, ești un analist strălucit care rar ori face greșeli în a face predicții preliminare ale dezvoltării tendințelor sociale. Singura dificultate asociată cu tine este că, prin cercetările tale nesfârșite, contribui necontenită la dezvoltarea stereotipurilor și prejudecăților. În plus, evaluând critic activitatea altora, uneori nu observi propriile neajunsuri. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, posesivitate, fiabilitate, talent, noblețe, Dezinteres Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite? Nu întotdeauna informate, numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să ți direcționeze energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei la armonizarea relațiilor. Din exterior, pare a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta neexil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de libertate a gândirii, precum și pentru sensibilitatea excesivă față de ceea ce spun ceilalți. Ești realistă, practică ai tendința să fii precaută în exprimarea gândurilor, luarea deciziilor. Ești deseori redundantă. Soarele natal îți oferă o intuiție dezvoltată. Luna definește o altă trăsătură caracteristică distinctivă, compasiune. Ești grijulie, circumspectă, intenționată. Te caracterizezi prin sinceritate, devotament față de opiniile, ideile, deciziile partenerului tău ești generoasă. O altă caracteristică distinctivă este emoționalitatea. Tu nu te rușinezi să-ți exprimi deschis sentimentele. Ești înzestrată cu un sentiment puternic de patriotism, mai mult decât atât. Aceasta nu este neapărat o iubire totală pentru patria natală. Patriotismul tău se poate manifesta în alte forme, de exemplu, în protejarea intereselor companiei tale sau a grupului social din care faci parte. În cercul tău, lucrezi în mod strălucit ca organizator al diferitelor evenimente, ești extrem de mândră de copii, prieteni, rude și, în general, apreciezi importanța legăturilor de familie, îi îngrijești pe cei dragi, îi protejezi de eventualele necazuri, te dăruiești cu ușurință unei cariere interesante din motive de stabilitate familială, te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, Ești extravagantă, încrezătoare, excepțională, deschisă, abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați, în acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem, cum afectează data de 29 iulie soartata. Universul te-a înzestrat cu o natură analitică. Este ușor pentru tine să definești principii morale, să evaluezi acțiunile. Predicțiile tale sunt întotdeauna adevărate. Datorită capacității tale de a face o previziune exactă a evoluției situației, poți fi un politician remarcabil, om de afaceri, membra a structurilor militare sau un guvern, faci greșeli foarte rar. Dar darul moștenit îți poate provoca probleme. Fiind angajat în cercetare nesfârșită, formezi stereotipuri și apar prejudecăți. Analizând acțiunile altor persoane, adesea te confrunți cu faptul că nu-ți poți observa ajunsurile. Ești un excelent organizator. Poți aranja diverse evenimente fără probleme. Găsești cu ușurință un compromis, prefer să rezolvi situațiile conflictuale pașnic. Vei ajuta întotdeauna la soluționarea litigiilor dintre alte persoane, reușești să reglementezi conflictele înfruntând motivele oamenilor care au început o dispută, mai presus de toate apreciez pe cei dragi, de dragul familiei, poți renunța la o carieră cu câștiguri mari, pentru tine este important să-ți înconjori membrii familiei cu atenție, protejându-i de probleme și surprize neașteptate ale soartei familia ta poate fi considerată un exemplu, dar hiperîngrijirea copiilor le poate face romoștenitorilor, în viitor nu vor fi în stare să ia decizii singuri și să ia inițiativa. Abilitățile tale organizatorice pot înfrânge abilitățile individuale. Îți este dificil să te dezvălui ca individ, îngrijindu-i pe ceilalți. Îți suprimi propriile interese și dorințe. Tu atribui toate victoriile și înfrângerile tale echipei. Soarta îți este favorabilă, ești foarte inteligentă, talentată, orice vei face, vei avea întotdeauna succes, ești foarte energică, nu poți sta liniștită, ești predestinată să faci planuri și să mergi la obiectiv, îți îndeplinești sarcinile la cel mai înalt nivel, stelele îți promit o viață lungă și fericită dacă trești după regulile care nu contravin principiilor morale, este foarte important să trești sincer, să fii amabilă și milostivă, să uiți de aroganță. Nu ar trebui să fii mândră de abilitățile tale, altfel eșecurile te vor urma până când îți vei da seama că ai greșit. Dragoste și compatibilitate În viața personală, ești un partener generos și iubitor. Relațiile umane înseamnă foarte mult pentru tine, pentru că nu te gândești singură la tine însăți. Vrei să fii cu cineva care este pregătit să împărtășească toate aspectele vieții tale, dar idealismul romantic și nevoia de atenție constantă pot fi o povară grea pentru partenerul tău. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de ți recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și cariera angajatorii te apreciază pentru responsabilitate, simți al datoriei, patriotism, tu protejezi zelos interesele companiei, aperti proiectele care sunt puse în aplicare. În poziție de conducere, te simți mai puțin încrezătoare decât ceilalți membri ai semnului zodiacal. Ai tendința să te îndoiești, să-ți revizuiești deciziile. În ceea ce privește profesiile, poți alege jurnalism, artă, teatru, specialități tehnice. Te descurci perfect cu rolul profesorului, al lucrătorului social, în activitatea sindicală și ca figură politică. Cunoscătoare bună a psihologiei de grup, deseori acționez ca arbitru în litigii înțelegând foarte bine motivele care îi conduc pe reprezentanții a două partide războinice, tu găsești imediat o abordare a soluționării conflictului prin mijloace pașnice. Dar, datorită obsesiei tale față de ideea de a uni oameni în grupuri și organizații, pot să nu iei în considerare abilitățile individuale. Deci, să dau un exemplu, ca și părinte pot să-ți subestimezi copilul, să nu-l vezi ca pe o persoană. În plus, pentru îngrijorările nesfârșite față de ceilalți, uneori uiți de tine însă îți. Obiceiul de a asocia atât înfrângerile, cât și victorile cu grupul din care faci parte poate duce la o pierdere totală a individualității, și aceasta trebuie luată în considerare. Sănătate și boli Ești prea preocupată de bolile de care suferă părinții sau cei dragi. Tu crezi că ești pregătită pentru aceeași soartă ca și ei. Ai tendința să atribui dependențele tale dăunătoare, dezechilibrele psihologice și alte afecțiuni, în primul rând, la ereditate. Multe boli sunt, de fapt, transmise genetic, dar tu trebuie să recunoști că, chiar și în astfel de cazuri, stilul de viață și atitudinea față de propria sănătate pot juca un rol crucial în dobândirea sau, din potrivă, evitarea acestor boli. Ești capabilă să te organizezi astfel încât să ai întotdeauna un loc pentru somn regulat, nutriție și odihnă, destinul și norocul, Universul te-a înzestrat cu abilități creative, ești talentată și muncitoare, te poți manifesta în muzică, poezie, literatură, ești ambițioasă, străduindu-te să fii lider pretutindeni, având o energie puternică, ești capabilă să-ți asiguri condiții de trai excelente. Dacă vei încălca standardele etice și legile lui Dumnezeu, viața te va conduce spre un punct mort, de unde calea spre viața normală este posibilă numai prin recunoașterea greșelilor, pocăinței tale, ceea ce este greu pentru tine, sfaturi pentru tine. Fiind o persoană temperamentală trebuie să înveți cum să-ți controlezi emoțiile. Nu întotdeauna o expresie deschisă a sentimentelor este cea mai bună soluție devenind mai răbdătoare, vei fi capabilă să obții un mare succes în profesia aleasă. În ceea ce privește comunicarea, poți să dai frâul liber farmecului, creativității și optimismului. Acestea sunt calitățile pe care mulți ar dori să le vadă în tine. Nu mai încerca să organizezi tu totul. Amintește-ți că orice persoană este un individ în sine. Nu neglija propriile sentimente. Fii mândră de moștenirea pe care ai primit-o dar nu exagera în această privință. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafir stacoji te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări. Un cadou preambalat din supermarket îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou jositor. Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.